În timpul conflictului pe Giulia am văzut-o că s-a retras în bucătărie, stătea pe canapea singură, nu participa prea mult la discuție. Apoi a plecat pe terasă să fumeze după ce s-au închis ușile. Doamna Eleonora era la fumat, o aștepta și între timp a venit Diana, râzând așa, a întrebat-o ce s-a întâmplat. Giulia nu a răspuns și Diana a întrebat-o, te-ai distrat? Giulia a zis că a fost ok, Diana la fel a zis că a fost în regulă. Apoi doamna Eleonora a terminat de fumat și a întrebat Diana, doamna Eleonora, s-a mai întâmplat de-astea? Și dânsa a răspuns, a mai fost, dar nu știu de la ce s-a pornit. A plecat să fumeze Diana și când s-a întors de la fumat a întrebat-o pe Giulia, da, de la ce te-ai luat? Când a zis aia și Giulia a zis, da, nu știu, nu înțeleg de la cuvântul acela zdreanță și întreba Giulia, dar i-a mai zis Mihai ceva după? Deci, ce s-a întâmplat, acest conflict, au fost pornit de la acest cuvânt urât zdreanță. E clar că a fost la adresa unei fete. Nu înțeleg dacă la adresa Giuliei sau a lui Hatice. Cert este că acest cuvânt a deranjat foarte tare și a inflamat această discuție dintre Mihai și Antoniu.